Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară Instrucțiuni comenzi pentru implementarea în limbaj de programare a structurilor liniare și alternative din cadrul unității de învățare limbaje de programare. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică, dotat cu acces la internet și videoproiector, sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru implementarea în limbajul de programare C++ a algoritmilor discutați, poate fi utilizat mediul de programare CodeBlock sau un mediu de programare online. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, vă propun un timp total de lucru de 40 de minute. Profesorul inițiază o conversație introductivă în scopul actualizării achizițiilor dobândite anterior în cadrul unității de învățare limbaje de programare și se propune rezolvarea unor probleme ce utilizează noțiunile prezentate anterior, identificarea algoritmilor de rezolvare și implementarea lor în limbajul de programare C++. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 10 minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți în linkul afișat pe ecran și pe care, de altfel, l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială și alternativă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la orele de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți programul C++ care calculează și afișează lungimea segmentului care unește vârful unghiului drept cu mijlocul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic. Segmentul reprezintă mediana corespunzătoare ipotenuzei. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv, ce reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC este 43, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 21,5. Codul C++ propus citește de la tastatură o valoare reală în variabila IP cu ajutorul instrucțiunii SIN. Variabilei segment îi se atribuie o valoare egală cu jumătatea valorii variabilei IP. Instrucțiunea SIOUT utilizată afișează valoarea variabilei segment conform cerinței problemei. La execuția codului se introduce de la tastatură valoarea 43 și se afișează valoarea solicitată. Aplicație practică 2. În triunghiul echilateral ABC, punctul D este situat la mijlocul laturii BC. Dacă de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv, ce reprezintă lungimea segmentului BD, scrieți programul C++ care calculează și afișează perimetrul triunghiului echilateral ABC. De exemplu, dacă lungimea segmentului BD este 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 30. Codul prezentat citește de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii SIN o valoare reală strict pozitivă pe care o atribuie variabilei segment. În variabila perimetru este calculat perimetrul triunghiului echilateral ca fiind egal cu 2 înmulțit cu 3 înmulțit cu valoarea variabilei segment. Instrucțiunea SIOUT afișează în final valoarea variabilei perimetru. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură 3 numere reale strict pozitive în variabilele A, B și C și verifică dacă aceste numere pot fi lungimile laturilor unui triunghi.
Programul afișează pe ecran mesajul Da, dacă cele trei numere pot fi lungimile laturilor unui triunghi, respectiv mesajul Nu, în caz contrar. De exemplu, dacă A egal cu 5, B egal cu 4 și C egal cu 3, atunci mesajul afișat va fi Da, iar dacă A egal cu 1, B egal cu 2, C egal cu 3, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul Nu. În programul principal se citesc de la tastatură cu ajutorul instrucțiunii SIN în variabilele reale A, B și C, cele trei numere reale strict pozitive. Cu ajutorul instrucțiunii IF se verifică dacă acestea pot fi lungimile laturilor unui triunghi oarecare, adică dacă suma oricăror două este mai mare decât al treilea. În caz afirmativ, programul va afișa cu ajutorul instrucțiunii SIOUT mesajul Da, iar în caz contrar, pe ecran se afișează mesajul Nu. La execuția codului, dacă de la tastatură se citesc valorile 5, 4 și 3, mesajul afișat va fi Da, iar la o nouă execuție, dacă de la tastatură se citesc valorile 1, 2 și 3, mesajul afișat de program va fi Nu. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea perimetrului unui triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv, ce reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dat este 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 11,8301. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza instrucțiunile limbajului C++ pentru a calcula și afișa valori corespunzătoare elementelor de bază întâlnite la figurile geometrice studiate la matematică. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și cum a realizat implementarea acestuia în limbajul de programare C++. Activitatea continuă pentru încă 10 minute cu prezentarea algoritmului de rezolvare pentru problema propusă anterior, în situația în care elevii nu au identificat un astfel de algoritm. Prezentarea aplicațiilor propuse pentru exersarea noțiunilor noi dobândite se regăsește în filmul de la adresa prezentată pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce folosesc structura secvențială și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți programul C++ care calculează și afișează lungimea perimetrului unui triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade, știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului ABC este 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 11,8301, reprezentând perimetrul triunghiului dreptunghic dat. Perimetrul triunghiului se calculează ca suma valorilor laturilor triunghiului dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Lungimea catetei opusă unghiului de 30 de grade din triunghiul dreptunghic este jumătate din lungimea ipotenuzei AB. Cealaltă catetă
se va calcula cu ajutorul teoremei lui Pitagora, aplicată în triunghiul dreptunghic, pentru care se cunosc lungimile celorlaltor două laturi. În rezolvarea problemei, se utilizează variabila a, în care se citește de la tastatură lungimea ipotenuzei triunghiului ABC. Lungimea catetei AC va fi a pe 2, iar lungimea laturii BC se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora. În programul principal se declară variabilele reale AC, BC, AB și P. În variabila P se va calcula perimetrul triunghiului dreptunghic ABC. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește de la tastatură o valoare în variabila reală AB. Aceasta va fi strict pozitivă. Variabila AB corespunde ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. Latura opusă unghiului de 30 de grade în triunghiul dreptunghic va avea lungimea jumătate din ipotenuza AB. În variabila BC se calculează cu ajutorul teoremei lui Pitagora lungimea celeilalte laturi. În variabila P se calculează suma valorilor variabilelor AB, AC și BC. Aceasta va fi afișată pe ecran cu ajutorul instrucțiunii SIOUT. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 5, reprezentând lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat, atunci valoarea calculată și afișată de program pentru perimetrul triunghiului va fi 11,8301. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++, care calculează și afișează lungimea segmentului care unește vârful corespunzător unghiului drept din triunghiul dreptunghic ABC cu centrul de greutate al triunghiului ABC. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv care reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC este 6, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 2. Să ne reamintim faptul că centrul de greutate G al triunghiului dreptunghic ABC este situat la 2/3 de vârful B. Lungimea segmentului BM este, ca valoare, jumătate din lungimea ipotenuzei AC. În programul principal se declară variabilele reale AC, BM și BG. În variabila AC se citește valoarea reală strict pozitivă, corespunzătoare lungimii ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC. În variabila BM se calculează lungimea segmentului BM, iar în variabila BG se calculează distanța de la vârful B la centrul de greutate G din triunghiul dreptunghic ABC. Valoarea variabilei BG va fi afișată pe ecran, precedată de un mesaj informativ cu ajutorul instrucțiunii SIOUT. La execuția programului, dacă de la tastatură se citește valoarea 6 reprezentând lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic dat, atunci valoarea calculată și afișată de program pentru lungimea segmentului BG este 2. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea segmentului MN, ce reprezintă linia mijlocie a triunghiului oarecare ABC. Știind că de la tastatură se citește un număr real, strict pozitiv, care reprezintă lungimea laturii triunghiului ABC, paralelă cu linia mijlocie a sa, MN. De exemplu, dacă lungimea laturii BC este 17, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 8,5. Să ne reamintim faptul că lungimea liniei mijlocii din triunghiul ABC este egală cu jumătate din lungimea laturii BC.
În programul principal se declară variabilele reale BC și MN. Se citește de la tastatură o valoare reală strict pozitivă în variabila BC. În variabila MN se calculează lungimea liniei mijlocii din triunghiul ABC. Această valoare va fi afișată pe ecran cu ajutorul instrucțiunii SEEOUT și va fi precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă lungimea citită de la tastatură pentru segmentul BC este 17, atunci lungimea segmentului MN afișată pe ecran va fi 8,5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care calculează și afișează lungimea segmentului MN, ce reprezintă linia mijlocie a unui trapez oarecare ABCD. Știind că de la tastatură se citesc două numere reale strict pozitive, care reprezintă lungimile laturilor paralele AB și CD, corespunzătoare trapezului ABCD. De exemplu, dacă lungimea laturii AB este 5 și lungimea laturii CD este 10, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se va afișa valoarea 7,5. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru a calcula și afișa valori corespunzătoare elementelor de bază întâlnite la figurile geometrice studiate la matematică. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și cum se realizează implementarea acestuia în limbajul de programare C++. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare C++. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic.